E foarte interesant să vedem ce e cu peternurile. Peternurile sunt de multe tipuri. Biomimicry, e foarte interesant conținutul. Biomimicry, ce înseamnă chestia asta? Ne interesează evoluția și selecția naturală și crearea de medii separate, izolate, în care se imită ceva mai mare pentru a se putea stabiliza un sistem automatizat care e cumva copierea pattern-ului din natură. Pattern-ul natural. Foarte interesant ca idee. Bionica merge pe această direcție de asemenea. Avem pattern-uri de mai simple sau mai complexe. E foarte interesant cum arată pattern-urile fractale în natură. Ele sunt de asemenea foarte interesante pentru că noi nu ne dăm seama de fapt de aceste pattern-uri din prima. Ele pot fi aparent diferite, dar de fapt să fie la fel. Astea sunt cele mai populare. Asta este o conopidă. Romanesco. Brocoli romanesco. Arborii ăștia sunt niște râuri. Iar noi avem arbori. Mai mult de atât, este absolut extraordinar cum același pattern cum e aici. Da, e ca sistemul sanguin. Și mai mult de atât, aceste unghiuri sunt aproape la fel, niciodată nu sunt unghiuri drepte, dar se asigură fluxul, fluiditatea se asigură. Copacii au crengile dispuse față de trunchi într-o anumită poziție, într-un anumit unghi, pentru fluidizarea sevei, care poate fi foarte multă. La fel se întâmplă cu râurile. Da. La fel se întâmplă cu fluxul sanguin. Bun. Oare de ce crapă în felul ăsta pământul? De la soare, de la soare. Dar ce reprezintă crăpătura asta? Asta deja se începe să apară sistemul de studiu al pattern-ului natură, care poate e fascinant. Iar pentru copii înseamnă o deschidere extraordinară a minții. Da? Pentru că nu crapă la întâmplare. Dacă dai drumul la o piatră și lovește altă piatră și se sparge prima piatră de a doua piatră, bucățile pietrelor au niște rapoarte care sunt la fel foarte asemănătoare, foarte apropiate cu rapoartele crăpăturilor din sol. Bun? E un pattern. Aici avem pattern-uri de tip Fibonacci. Da. Pe care îl găsim în amoniți, îl găsim în diversi melci. În, bun? Iar aici este pattern-ul fulgului de zăpadă. Pe care îl găsesc unde? Extraordinar în cristale de gheață, dar și în fiorduri. În modelul de înghețare al fiordurilor. Bun. Ce-o fi asta? Ferigă. Și iarăși e foarte interesant cum găsim modelul fractalizării multiple. Eu găsesc această curbă care are încă o curbă, dar firul nostru de păr e format din fire de păr. Da? Pana e formată din pene. Hai să ne uităm, pentru că e foarte interesantă treaba asta. Cum adică pana e formată din pene? Pare un pic cam absurd, nu? Dar nu e. Vedeți, studiul pattern-urilor ne feathers.
structure. Studiul acestora al pattern-urilor ne arată enorm de multe lucruri interesante, cum putem analiza prin recunoașterea pattern-urilor, nu prin măsurători. De exemplu, asta este o pană. Pana are pene mai mici, care se împletesc unele între altele și asta dă tărie. Pene astfel încât pasărea, folosindu-se de acestea, să poată să zboare. Distanțele sunt atât de mici, încât microcurenții de aer dezvoltă flotabilitatea la nivelul acestor structuri. Microcurenții de aer. Deci e o tehnică și o invenție de nu ține să crezi. Hai să vedem firul de păr. Deci e atât de important să vedem și firul de păr. Pentru că acum depinde la ce nivel ne uităm. Și pana și firul de păr, bun, sunt de fapt solzi modificați. De la primii pești, care au format solzi, aveau pe surasa pielii, aveau de asemenea pe mucoasa bucală, în gât. Și acum dibanii au pești, au în gât solzi ăștia, dinții. Dar s-au specializat tot aceeași substanță și legăturile astea bisulfidice pe care le vedem, slabe, le găsim în firul de păr. Care fir de păr? E o invenție absolut colosală, pentru că el e un mănui de fibre optice. Nu numai cu un mănui de fibre optice, aici sunt fibre optice, dar el are solzi. Firul de păr e plin de solzi. Îi vedem aici, solzi, după solzi, după solzi, după solzi. Deci am pattern-ul solzului, care are un nivel și un grad de variabilitate și de adaptabilitate, care îi permite să ocupe diverse nișe în diverse situații. E, și atunci, când faci analiza pattern-urilor, nu mai mă interesează cantitativ câte fibre de astea sunt în pietire, mă interesează calitatea, faptul că seamănă cu un ADN. Nu? Și faptul că există un pattern de conectare care îmi dau această structură. De aici eu mă uit pe pattern-uri. Pattern-urile sunt absolut extraordinare. Extraordinare dacă le iau pattern după pattern separat. Pentru că fiecare dintre aceste straturi, de pildă la firul de păr, are niște proprietăți separate, separate, care dau proprietăți generale diferite și din cauza aceasta, când am mai multe pattern-uri într-unul, am o evoluție a pattern-urilor de la cel mai simplu la cel total, care îmi dă un istoric care se poate vedea. Ca să poți lucra pe analiza pattern-urilor, se pot face toate cele, am helixul, la fel ca la proteine sau ca la ADN. E absolut fascinant când intrăm pe pattern-uri. Aici am iarăși niște pattern-uri foarte cunoscute, pentru că feriga e formată din ferici mai mici. Astea sunt frunza de ferigă. Frunzele arată la fel ca și frunzele mai mici de ferigă.
Nori. Da. Dar petalul norilor este similar cu petalul pe care îl găsim la vacuole, cum grăsime cu trigliceride sub piele. Și altele. Asta este și mai interesant, pentru că am un pattern de patternuri care se repetă, dar se repetă numai local. Nu se mai poate repeta global dintr-un motiv foarte clar. Aici studiem limitările. Celulele din frunză nu pot crește oricât de mici. Ele au o mărime minimală impusă de structura celulară. Ea nu poate să devină mai mică și mai mică și mai mică. Nu merge pe principiul atomos. Și atunci, ca să mai câștigi un pic de spațiu, frunzele astea dezvoltă un petal de adâncire. Toate sunt cu găurele. S-a încercat primul petal, deci am o nervură principală, nervură secundară. Nervura secundară este un pomișor cu crengi. Nervura terțiară este și un pomișor cu crengi, dar este mai limitat, nu mai poți să-l faci oricât de mare. Aici se vede că sunt doi pomișori cu crengi care s-au întâlnit și nu mai au loc, nu mai au spațiu. Dar asta ne explică de ce toate frunzele, nici o frunză nu e netedă. Toate sunt reliefate. Astea sunt petaluri fractale deosebit de interesante. Canioanele sunt pe un petal similar cu petalul muștilor. Petal de tip arbore. La fel. Bun. Ce înseamnă asta? Putem să-i dăm o semnificație, să înțelegem ce înseamnă un pattern. Pentru că avem un dicționar care e dicționar divin. Nu mai este uman. În momentul în care eu am găsit niște pattern-uri repetabile, din ce-i format fulgul de zăpadă? Din copăcei. După cum se vede. Dar care au un modul de simetrie. Bun, la ce ne folosește? Ne folosește, uitați, copăcii care au crescut pe geam. Ok. Avem. De ce este atât de important și de interesant să studiem pattern-urile? În primul rând că pattern-urile sunt ca niște rune de alea care erau considerate limbajul divin al zeilor și de acolo începem să facem și noi evaluări și estimări.